Salut, mă gândeam așa la așa zisa evoluție a rasei umane, la transformarea asta a generațiilor. O revoluție este cuvântul potrivit? În acest video încerc să subliniez câteva diferențe între generații, schimbări pe care eu le percep ca fiind involuție mai degrabă, adică schimbări care au mers spre rău. Da, mă duc să-mi fac cafeaua și revin să vorbim. Dar vă spun de la început cu scop de disclaimer. Să nu credeți că eu sunt un specialist în generații sau dacă vorbesc la general despre ele, asta înseamnă că sunt toți la fel și fără excepții. Diferențele dintre generații sunt absolut normale. Eu în acest video vreau doar să subliniez câteva ce au luat-o în jos, zic eu. Și cum vă așteptați probabil, am tendința de a ridica în slăvi generația de dinainte. Asta nu înseamnă că generația nouă sau foarte nouă nu are exemple fantastice. Am copil și este extraordinar, ce îmi dă satisfacții pe deplin și mă face să fiu mândru în orice moment. Și evident nu aparține generației lăudate de mine în acest clip. Astea fiind spuse, hai să o luăm cu începutul și începem cu cei mici. Parcă toți copiii aveau acele fețe care rădeau de fericire. Râdeau, țipau, alergau, parcurile erau suprapopulate. Se jucau ulii și porumbeii, elasticul, șotronul, numai jocuri de alergare și țopăială de altfel. Astăzi, fețele celor mici parcă nu mai au acel surâs, au uitat să se mai joace, parcă tot timpul au o nemulțumire. Vorbeam de parcuri că erau pline? Astăzi nu, nu mai au voie. Și lăsând la o parte vremurile pe care le trăim la vremea filmării acestui clip din cauza pandemiei, nici înainte nu se omorau cu ieșitul afară. Jocuri precum Counter-Strike, FIFA, Fortnite, sau mai numiți voi câteva, le pune aceeași restricție. Dacă le pui o paletă de ping-pong în mână, o caută la mâner de buton on-off în zilele noastre. Și sunt sigur că în curând, când o să pună mâna pe o carte, o să încerce să dea pagina prin swipe-up. Îmi amintesc că înainte copiii erau mult mai politicoși și salutau de 10 ori aceiași vecin. De câte ori îl vedeau? Astăzi, dacă treci pe lângă un grup de copii, maxim se uită în ochii tăi, iar tu îți vezi tăcut de drum, cu amintirea vremurilor de altădată când erai și tu copil, dar și ei cei politețe. Mi-amintesc că la fiecare colț de stradă era câte un grup de copii ce făceau schimb de surprize de la guma turbo, acele fețe de cutii de chibrituri sau timbre. Astăzi, în schimb, se uită în telefoane și învață într-adevăr lucruri noi, dar nu neapărat bune. Mi-amintesc când, copil fiind, dar la o vârstă mai mare, ne strângeam mai mult și jucam până seara târziu flori, fete, filme sau băieți. Îl mai amintiți? Acum îl găsesc absurd, dar pe atunci își avea farmecul lui. Dar am evoluat. Nimeni nu mai joacă aceste jocuri stupide. Acum grupurile se întâlnesc, bagă o Maria, împart o bere la pet și încep să vorbească. Dar nu ei între ei, ci Maria cu Stella. Dar tu de la distanță ce auzi? Numai cuvinte ce înainte erai exclus dintr-un grup dacă vorbeai atât de bulgar. Când mergeai la școală, nu spun că aveai frică de profesor, dar spun că aveai respect. Nu concepeai să răspunzi unui profesor urât. Și de ce? Pentru că așa erai crescut, așa erai educat. În definitiv, cei 7 ani de acasă se făceau simțiți. Când eram eu elev, nu se punea problema că sună telefonul în timpul orelor, că doar nu puteai să ți-l iei de acasă. Nu de alta, dar nu ajungea firul. Astăzi, scoți telefonul, instigi profesorul până își pierde cumpătul, îl filmezi, faci plângere, îi strici eventual cariera, iar tu tot nimic n-ai făcut. Tot ratatul de mâine vei fi. E adevărat, cu o filmare cu care te vei lăuda prietenilor. În pauze scoteai pachetul din ghiozdan și nu era o rușine să mănânci acel sandwich de acasă. Astăzi copiii mănâncă de la Mac și KFC. Cum să-ți faci pachet pentru la școală? E rușinos. De multe ori snobismul este de vină pentru că noi nu mâncăm sănătos. Când ieșeai de la ore, nu făceai lucruri stupide, îți era frică că poți fi văzut de vreun profesor și trebuia să dai socoteala a doua zi? Și tot așa era tot drumul, până acasă, să nu fii văzut de vreo cunoștință sau vreun vecin. Astăzi poți să urli, să te împingi, să faci prank-uri care, mai de care mai idiote, de zici că dai probă pentru spitalul de nebuni zău. Am crescut, ne consideram mari și am vrut și noi să ieșim cu o fată, dar nu știam exact cum să o facem. Mulți dintre noi poate rușinoși și atunci ne luam inima în dinți și o invitam la o cofetărie, film sau chiar la o petrecere. Iar ea, mai rușinoasă de regulă, accepta rușind.
Azi nu mai invită băieții fetele, ci fetele invită pe băieți, eventual la un video chat. Cât despre rușine, nici nu cred că mai încape vorbă. Acum vorbesc deschis pe YouTube despre cum s-au dezvirginat ele, în ce locuri ciudate și-au mai tras-o, sau care dimensiune o consideră ele mică și care mare. Mă rog, nu conta cum te cunoșteai. Adică conta, dar trecem peste asta. Te iubeai, te căsătoreai, te respectai și știți care e faza? Mai toate căsniciile durau o viață. Astăzi suntem moderni, mai bine de jumate dintre cupluri divorțează. Este mult mai simplu să zicem, gata, s-a terminat. Aici ce să zic, poate că și bărbații au contribuit un pic. Ia să fac o retrospectivă a bărbaților care voiau să iasă un pic din tipare. Păi nu știu, parcă îi vedea așa după îmbrăcăminte, comportament, accesorii. Unii se dădeau și vreo motocicletă. Ce să zic, na, dădea bine la o gagică. Inspira un fel așa de bărbăție. Bine, și astăzi mulți dintre bărbați decid să meargă prin oraș cu unele mai mici. Unele chiar fără motor. Ce să mai zic, bărbatul nou. Când eram puștan nu era poliție, adică era, dar se numea miliție. Și este foarte adevărat că aveau cam multă putere. Deci dacă ați auzit asta, vă confirm că nu este un mit. Dar știți care e chestia? Eu personal n-am avut niciodată probleme cu ei. Și nimeni care era sincer și onest. Niciodată nu am fost abuzat sau jignit și acum, la general vorbind, chiar nu pot să zic că trăiam cu vreo frustrare în legătură cu poliția. Ca și astăzi, îi urau delinvenții, cei certat cu legea și toate lăturile societății care există dintotdeauna și vor continua să existe. Polițiști. Oameni care pot greși. Să nu credeți că nu vor fi sancționați. Bă, dar în zilele noastre, parcă prea tot se pun de-a curmezișul. Adică împotriva poliției vorbesc. Am văzut odată un video cum un polițist era criticat că a bruscat un hoț. Bă, ești prost? Acum discredităm un polițist în favoarea unui delinvent? Dacă într-o altercație armată moare vreun jefuitor, păi da, polițistul o să dea explicație. Și dacă se întâmplă să mai fie și vreo altă rasă față de polițist, o băgăm și pe aia cu rasismul. Am observat că dacă vedem un polițist care are ceva de împărțit cu cineva, imediat scoatem telefonul și de-abia așteptăm să facă omul legii vreo greșeală. Tot vorbim despre polițiști, hai să amintesc cam cum era în trafic. Când vedeai un polițist, mergeai atât de corect și avea emoții, le ziceai că dai iar examen. Iar dacă erai prins în offside, încercai să o dregi altfel. Îl luai cu șefule, te scuzai cum știai tu mai bine, sau ți acceptai greșeala și mergeai pe principiul greșești, plătești. Azi n-ai cum să-ți recunoști greșeala. Pur și simplu n-ai cum. Acum scoți frumușel telefonul, că de-aia s-au inventat smartphone-urile, și o încerci. Vezi ce este, că poate îl intimidezi tu într-un fel sau altul. Uite un exemplu. Biciclistul mergea pe stradă, deși avea bandă specială pentru bicicliști, și îi vede pe polițiști, decide să fie unic și să-și continue pedalarea pe stradă. Hello! Pardon, you're not saying that, are you? Wait, yeah, there's a motorway over there, why don't you go and get in it? Why don't you go and get in the motorway? Instead of stopping traffic. Very bad attitude, very bad attitude. But evidently you think it's a good idea to stop traffic, yeah? Deci tot el îl ceartă pe polițist de ce a oprit, că încurcă circulația. Adică după mintea lui, putea să aibă loc și un jaf armat, că poliția tot nu trebuia să oprească, că exista riscul să încurce circulația. Și ce credeți? Ok, bineînțeles că sute de comentarii împotriva biciclistului, dar, și aici vreau să ajung, comentarii ce îl scoteau cu adevărat erou. Vedeți voi, să ai curaj să filmezi un polițist în timp ce tu de fapt ai călcat pe bec, face din tine un curajos. Mă rog, părerea mea e că să filmezi un polițist când greșeala îți aparține, nu cred că e vorba despre curaj, ci mai degrabă despre lipsa bunului simț. Simplu, îl ai sau nu îl ai. Curajos, auzi. Cred că unii au înțeles greșit semnificația cuvântului curajos. Așa cum am auzit mulți lăudând alți semeni, spunând că n-au teamă de nimic. Sunt curajoși. Dar un om curajos nu este unul fără teamă, însă este acela care și-o învinge. Dacă un om nu are teamă de nimic, acela putem spune că Dumnezeu nu prea a fost darnic cu el. Cel puțin aici. Vedeți voi, diferențele dintre generații există și sunt firești de altfel. Dar hai să nu ne schimbăm numai de dragul schimbării. Hai să o facem numai când este spre bine, nu spre rău.